Igor Didorciuc este primul jucător care își prelungește contractul cu Știința Explorări și va juca încă un sezon alături de formația băimăreană. Voleibalistul în vârstă de 32 de ani evoluează pe postul de trăgător secund, iar în sezonul 2011-2012 a devenit vicecampion național cu Știința Explorări. Pentru noul sezon al diviziei A1, băimărenii l-au transferat pe jucătorul Ștefan Lupu de la VCMLPS Piatra Neamț. Pe de altă parte, Florin Bălhăceanu, care a evoluat în ultimele două sezoane în Baia Mare, și-a reziliat contractul cu Știința Explorări. Echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop s-a clasat pe locul 4 în ultimul campionat și a jucat finala Cupei României. În sezonul 2016-2017, băimărenii vor evolua și în Cupa CEV. Ca și un bilanț așa, un sezon până la urmă în regulă, deși cred că puteam mult mai mult. În mod special, acum pe final, cred că am greșit destul de mult și asta s-a văzut. Cu adversari puternici este destul de greu să recuperezi.